Îmbuteiajă pe strada Ismail. Și până la semafor și după e coadă în 3 rânduri. Deci nu contează cât de lat faci drumul, mașini oricând se vor găsi tot mai multe și mai multe ca să nu încapă. Lumea civilizată a constatat că secretul e transportul alternativ și extinderea urbelor, nu concentrarea lor. În loc de cămine studențești, să faci blocuri de oficii sau de locuit. Că toate blocurile astea aduc oameni cu mașini, dar mașinile ocupă loc în trafic, pe trotuar. Dacă e nevoie de parcat lângă casă sau lângă birou, și poluează. Pe când bicicleta aproape deloc nu ocupă loc și nu poluează chiar deloc. Deci, transport alternativ, transport public, eventual gratuit, electric, ca să încurajăm oamenii să lase mașina acasă la marginea orașului. Dar nu așa, iată, pe prima bandă a făcut parcare, celelalte două loc de staționare. Și stau oamenii și se prăjesc la soare în drum spre servicii, spre casă, spre școală, spre vreun oficiu de stat, ca să duc o hârtie sau să o mute dintr-un birou în altul. Transportul public e primitiv, cu microbuzele astea poluante și neîncăpătoare. Nici chertoacă, nici urechean nu au vrut să scape de microbuze. Și vedem că nici ce bani nu reușește după deja 2 ani de mandat. Nu a făcut mari schimbări. Așa, cu țărăită mai adaugă câte o rută de troleu. Și moldovenii prind la rapăn. Vor o clădire, vor un apartament într-un bloc din centru, vor mașină și se înghesuie toți în capitala asta. Pentru că la țară nu-i infrastructură, nu-i apă curentă, canalizație. Vin, se înghesuie în capitală, fiecare câte o mașină, două la familie. Și uite așa, ne otrăvim unii pe alții și petrecem jumătate de viață în trafic. Da, cu bicicleta, cu trotineta, dacă am avea infrastructură, să ai unde să o parchezi, fie banda dedicată bicicletei sau cu transportul public, tot așa, dacă ar circula conform programului și ar fi accesibil, vă dați seama că n-ar mai fi așa ambuteiaj. Eventual să impunem și taxe de acces în centru sau în oraș pentru cei cu mașini. Și ar fi altceva. Ar fi ușor de respirat și de circulat. Faci la marginea orașului, ce mă claxonează pe trotuar, nu cumva ai prioritate aici? Facem parcări la marginea orașului și în oraș să intre numai cine vrea să plătească scump sau cine are o dizabilitate și are strictă nevoie de transport. Ceilalți fie buni să îmble cu bicicleta, trotineta, transportul public. Cam ăsta e viitorul, după model occidental. Nu trebuie să inventăm nimic. Tot a fost inventat, testat, confirmat. Cum trebuie numai aplicat, ca fiind eficient, funcțional. Cine a fost în Occident, mai ales în țările scandinave, au văzut că numai așa scap de poluare, de ambuteiaj,
de accidente. Suntem campioni la accidente în trafic. Ia uite cum și-o deschis asta ușa, după ce că stă parcat pe trotuar. Dar unul ea nu i-a ajuns o bicicletă, o lua două. Și încă și la deal, și încă și la deal merge așa. Bun, doi oameni să folosească bicicleta. Transport alternativ. Cam asta e calea de urmat.